am două motive pentru care să te felicit. Unul pentru că ai devenit mamă de curând și altul pentru această inițiativă frumoasă, profundă. Mulțumesc din suflet. Nu știu dacă e chiar nevoie de felicitări, dar pentru prima categorie, să zic așa, o să le transmit fiicei mele, pentru că pot să spun că nu eu sunt cea norocoasă, că eu sunt cea norocoasă, că m-a ales pe mine să fiu mămică. Cum e? Păi cum să fie? Este extraordinar de frumos, chiar dacă este obositor, este o oboseală foarte frumoasă. Nu ne văităm că suntem obosiți, pentru că nu avem timp. Toată ziua timpul trece extrem de repede și fiecare zi este altfel. Nu există monotonie, în fiecare zi ne mai surprinde cu ceva, în fiecare zi ne bucurăm că ne trezim dimineața și ne dăm seama că nu a fost doar un vis și că totuși trăim o realitate extraordinară. Și atât de mult ți-ai dorit! Da, și chiar dacă înainte îmi spuneam că îmi doresc un copil, acum pot spune că îmi pare rău că n-am avut-o pe Caelia mai devreme, pentru că este un sentiment de care, cred eu, noi femeile avem nevoie și suntem făcute să-l trăim. Așa că mă bucur chiar că a venit acum și pot spune că mai îmi doresc și alți copii. Cea mică este foarte cuminte. Deja am început să dormim noaptea, nu chiar 6 ore cât doarme ea între mese, dar 3-4 ore prindem bine de somn și nu plânge decât cu motiv anume. Deja știm, o simt ce anume are nevoie și de ce este nemulțumită atunci când plânge, și plânsul ei nu durează decât câteva minute maxim, așa că de aceea cred că îmi doresc alt copil, pe care sper să-l am atunci când va veni și care îmi doresc să fie sănătos în primul rând, dar la fel de cuminte. Cum e tati? Este foarte implicat tati și mulțumesc și din doamne și din acest punct de vedere, pentru că cum să zic, este lângă noi, este acolo trup și suflet, știe să schimbe, a învățat ca și mine să schimbe și scutece. Serios? Da, știe să-i facă și lăptic praf, pentru că ea bea și lăptic praf. Dar și alăptez, nu? Da, dar nu am suficient, așa că cea mică e și cu laptele praf și tati știe să-l pregătească și la temperatura care trebuie, adică este implicat 100%. Dar voi doi vă ocupați? Nu, avem și bunicuțele, pentru că... Ai ajutoare, nu glumă! La început, în prima săptămână, a fost nevoie să o supraveghem 24 de ore în 24 de ore și era greu să nu adori. Și plus că trebuia să fim foarte atenți să nu cumva să se întâmple ceva. Ea a avut puține probleme de respirație la început și de aceea a trebuit supravegheată, dar suntem bine, nu s-a întâmplat nimic. Cât a avut când ai născut-o? A avut 3,1 kg, dar am plecat din spital cu 2,800 kg. Și acum a ajuns aproape la 4 kg. Oh, e bine. Da, mai și crescut peste 3 cm. E un vis extraordinar pe care noi îl trăim și sunt foarte convinsă că nu o să ne trezim din visul acesta, pentru că ne-am dat seama după 7 săptămâni că este chiar realitatea din viața noastră. Uite, de fapt.